Elevii de la secția Arhitectură și Design a Colegiului de Arte Baia Mare, care se hotărăsc să aleagă și pe mai departe acest drum, au avut ocazia să afle ce înseamnă a fi studenți la o facultate din domeniu. Alături de copiii de aici sunt arhitecții filialei de Nord-Vest a Ordinului Arhitecților din România, într-un parteneriat care are ca principal scop sprijinirea învățământului liceal. Cele două instituții sunt partenere într-un proiect care deja se derulează de ani de zile și în cadrul căruia arhitecții mari îi sprijină pe arhitecții mici să evolueze. Evenimentul Alege Arhitectura și-a schimbat structura de-a lungul anilor. Evenimentul Alege Arhitectura a trecut așa prin multe feluri de a se desfășura. La început veneau reprezentanții facultăților de arhitectură să-și prezinte oferta educațională. Veneau profesori de la principalele facultăți de arhitectură din țară. După aceea ne-am gândit la o variantă hibrid, oarecum mai potrivită elevilor, de a merge și de a vedea și de a simți fiecare loc în parte, fiecare facultate. Și acum am ajuns la o variantă mai hibrid, Alege Arhitectura 2.0 sau așa, în care am invitat niște studenți de la Facultății de Arhitectură de la București, Cluj și Timișoara. Acest eveniment face parte dintr-un eveniment mai amplu care se numește Alege Arhitectura. Este un eveniment care este finanțat din taxa de timbru de arhitectură și care acum a ajuns la a 15-a ediție. Timotei Hotea este student în anul 6 la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Politehnică a Timișoara. El le-a arătat copiilor câteva fotografii care reprezintă drumul tinerilor de la momentul în care sunt elevi și până la finalizarea studiilor. Ceea ce aș fi vrut eu să văd la vârsta voastră, când era de fapt, când trebuia să fac această decizie, în ce direcție vreau să mă duc, era să înțeleg cumva punctul din care s-a plecat și punctul în care, să zic, și ajungi la finalul facultății după ce te-a format cumva tot mine. Până în data de 21 iunie, în Piața Libertății va fi amplasată o expoziție cu lucrările de atestat ale elevilor Colegiului de Arte, secția Arhitectură și Design, promoția 2024. Anul acesta se amenajează în incinta Colegiului de Arte Baia Mare o zonă care va cuprinde pavilioane ce vor putea găzdui mici concerte în aer liber, expoziții de artă și un spațiu ce va facilita interacțiunea între elevii cu specialități diferite sau între elevi și dascăli.